Dallas, după un alt an, suntem de data asta la ediția a 5-a a festivalului de cântece, de dansuri, de tradiții, de obiceiuri de an nou. Cercul Moștenire din Străbun. Bun găsit la Perul Frumos! Astăzi ne vom întâlni cu cerbi, cu căprițe, cu uși, cu căiuți, obiceiuri primise de murire către bunicii și strămoșii noștri. Suntem împreună cu domnul Drogoda Tudor, membru al jurului, vă rog, consilier local, comisie economică, domnul profesor Ricu Ciobanu, președinte comisie de învățământ, cultură, sport, domnul Mihai Florin, președintele patronatului Provinciilor Mici și Mijlocii, omul nostru de suflet, agentul nostru viu, domnul Stoleo Nica, om de afaceri, președintele jurului, domnul profesor Marius Dumitru. Vă urez tuturor un an bun, la mulți ani, de tot sufletul. Copii, lăsați timiditatea, veniți la microfon, începem. Încetinel, sigur și obosit, anul nou se ascunde negreat între noi. A curs inevitabil și ne-a lăsat urme infame, în oraș, în buzunare. Anul nou bate timid în porțile reci ale târgului nostru. Ce se vrea mereu frumos. Să lăsăm să pășească vesel printre noi, să ne aducă speranță și bucurie, pace și o grămadă de zâmbete nouă copiilor noștri, bunicilor noștri. În preajma anului nou, românii se pregătesc de trecerea pragului dintre ani. Datinile și obiceiurile legate de acest eveniment reprezintă mituri străvechi, credințe, componente ale culturii noastre tradiționale. Acum, aici, la Târgul Frumos, Casa de Cultură organizează cea de-a 5-a ediție a Festivalului de Dati și Obiceiuri de Iarnă. Cerbul Moștenire din Străbun. Dăm cuvântul domnului director al Casei de Cultură pentru Pico și îl salutăm. Este aici între noi ca inițiator și potrivit susținător al festivalului. Îl invităm să ni se adreseze. Am cerut încă două vorbe să vă spun. Acum și în mijlocul nostru va veni cineva din partea primăriei și domnul Ardeleanu Adrian, directorul Centrului Județean de Conservare a Datinilor și Tradițiilor. Reprezintă în seara de ajun al anului nou pe străzi, este dovada respectării și conservării obiceiurilor strămoșești. Ne atenționează că în anul care vine vom avea foarte îndălșugate și repezi lodnice, sănătate și putere. De la Costești, însoțiți de preotul paroh al comunității Muraru Gheorghe, invităm pe scenă Căprița Copiilor și Ursul din Costești, coordonator Dumitru Miglea. Thank you.
spui, cârcepi! Okay.
Moldoveanul petrece trecerea de la anul vechi la cel nou cu bucurie și încredere. De la Cănești, în mijlocul nostru, va evolua un grup de copii cu căiuți, cape și jocuri moșnicilor. Coordonatorul Ana Maria Ștefan. Noi invităm în scenă. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Iar acum urmează cercul din Giurgești. Bună ziua! La mulți ani! Primiți cercul Comunii Costești la Giurgești? Thank you.
bani, de să le crești până. Dar le-o să te clintiți zile, dai colaș? Dar și voi uitați toți aici. Vă uitați toți la mine, dați la gălă. O toată. Și acum de la Lungan ne-au venit berbecii. Așa, da. Ia păcate. Au ce pleșcan acolo.
show-ul meu, măi, show-ul meu, ca pății Valerea meu. Hai că ați ajuns jos la pământ, așa trist și amărât. Hai dacă ne e vremea de trăit și totul de înversit, hai cântări de la mori mai tată. Hai să ne întâlnăm cu Carmina, la domnița cu pricina. Hai cu ce-o cu s-o ce-o crenesc, pe care poate să-l avești. Hai să nu poate sta, să nu poate mânca. Hai până nu ne-a săruta, hai și pe mine și pe tine, poate a fi la îndeamână, măi, tata. Hai uite la cureala mea, trec cu siteza în ea. Hai unul râde, unul plânge, atunci zice care la sânge, măi, tata. Hai unul cu trei tăciuni, fetele rugăciuni. Hai sâmbăta duminica, să se poată mărita. Hai da cine dracu să le ia, că-s brătâne ca mama și cărunte ca tata. Hai da nici mama lui bătrână, că-și mai are un timp de dură, că-și mai are și o măsea, care prinsă la pățea mai tăpă. Hai foia verde de harbus, să-ți minte ce ți-am spus. Hai nimic să nu bea, nimic să nu mărâci, de care de mii de foamă lasă, de la dorința din casă. Hai și unul de arachioaș, ia mai zi un ciobanaș.
Jenny Colombo. Un pic prezentatori. E așa, dar cert însoții de rățuși că n-am văzut până acum. Bravo lor, celor de la Costești, care știu să ne reprezinte cu forță acest cert moștenit de către dânsii din moși, frumoși și dumneavoastră.